Bine v-am găsit, stimați telespectatori, paranteze deschise, o emisiune deosebită, o emisiune de excepție, pentru că invitatul este unul excepțional, Aura Avram Dvarovska, lugojanca noastră, mezzo-soprană, cântăreață de operă, peste 400 de spectacole doar pe scena operei de stat din Viena sau sub egida operei de stat din Viena. Este un ambasador al culturii lugojene în întreaga lume. Un ambasador al culturii lugojene chiar și la ambasada Austriei. Am putea spune la ambasada României, pardon, din Viena, nu? Așa. Uh-huh. Deci iată. De ce nu, da? ați reprezentat și și la nivel oficial. Ne bucurăm foarte mult, suntem după o ediție a Galei Premiilor Lugojene care a strălucit. A strălucit prin nivelul, prin valoarea premiaților, dar și printr-o gală de excepție, susținută de cântăreți de operă invitați ai Aurei Avram Dvarovska. Trebuie să vă spun, ca să fac așa o paranteză, că suntem la paranteze deschise, recent am văzut un film despre Wunderteam-ul acela german care a câștigat în 1954, dacă vă mai amintiți, unii dintre dumneavoastră care sunteți pasionați de statistici, a câștigat campionatul mondial de fotbal, o echipă care nu s-a mai reunit niciodată în acea formulă minunată în care au câștigat campionatul mondial de fotbal de la Berna, echipa Germaniei de vest, da? Ei bine, facem o paralelă și ajungem unde am dorit să ajung, de fapt. Greu de crezut că mai pot fi adunate pe scenă atâtea stele ale operei românești și europene aici la Lugoj, dar iată, asta s-a făcut datorită generozității Aurei Avram Dvarovska. Aura a obținut modesta recunoștința lugojenilor, primarele premiu al Galei Premiilor Lugojene 2017 și aș vrea să te întreb cum s-a văzut de pe scenă, eu știu cum s-a văzut din sală, de la balcon, de unde am stat eu. Să-mi spui cum s-a văzut manifestarea asta de pe scenă. Și cum s-a simțit. Și cum s-a simțit, da. Cum s-a simțit. Ca tot ce ține de Lugoj, extraordinar de multă dragoste și extraordinar de multă căldură. Dacă ți-amintești și în speech-ul meu de mulțumire, care a durat, nu știu, 3, 4, 5 minute, cred că am fost susținută prin aplauze de 10 ori. După cum știi, a fost o sală plină, a fost o sală foarte bine pregătită de organizatori, din punct de vedere vizual, da? De redeșteptarea și de Fundația Europeană Drăgan și de primărie, bineînțeles. Domnul Ion Moldovan a făcut o treabă extraordinară. Domnul lui a și prezentat. A prezentat inspirat și dezinvolt, am spus absolut. Eu, această gală. Și asta face mult, într-adevăr. Dar dimineața ne-am întâlnit în sala Teatrului Municipal și eram împreună cu inginerul de sunet, inginerul de lumină. Arătat așa, ca de sărbătoare, într-adevăr, sala teatrului, așa cum trebuie să arate la o zi atât de specială pentru oraș, cum a fost cea din 8 decembrie. Noi eram undeva afară și pregăteam și covorul roșu, făceam ultimele testări și la partea asta de decor, dar până la urmă e bine că toate elementele astea s-au adunat și au oferit un plus de eleganță. Absolut. Am dorit să subliniem sigur că prin da. Aceste Așteptăm elemente până vizuale importanța acestei poze, elemente. Multe fotografii să vedem. Tu ai început deja ele să deja sunt pe rețele, să dar postez pe rețele. Eu încă n-am avut timp. N-au ajuns la mine foarte mult multe fotografii, dar în orice caz, să știți, regret că nu am călcat pe covorul roșu. Nici măcar nu l-am văzut. S-a întâmplat că am venit mult mai repede. Mult mai repede, da. Și am uitat pe la artiști. Aha. Împreună cu colegii mei am stat în cabină, ne-am pregătit și... Deci trebuia să-l punem și acolo și la artiști. Bine, da, oricum, am scăpat covorul roșu de data asta. Oricum, trebuie să spun că fiecare și-a făcut partea și aici menționăm...
la loc de cinste și primăria municipiului Goș. De ce? Pentru că am avut o gală care s-a desfășurat pentru prima dată într-un teatru aranjat, într-un teatru care a fost renovat, inclusiv scena. La fel, fotolii au fost amplasate atât în sală cât și la balcon, fotolii confortabile, și nu am mai simțit senzația de jenă, trebuie să vă spun, pe care o aveam cu alte prilejuri în ceea ce privește pianul, pentru că de data aceasta am avut un pian nou, achiziționat de municipalitate cu 30.000 de euro sau mai mult. În fine, nu este chiar așa de mult pentru un pian bun, dar oricum a fost un pian bun de concert care a susținut vocile deosebite care au fost pe scenă. Celălalt pian, care acum s-a mutat la Casa Bredicenilor, după cum știți, și-a făcut datoria, dar asta nu să spun că am avut de data aceasta și, și noi cu ce defila. Nu numai oaspeții care au venit cu prestanța și cu... Și cabinele în completare, trebuie să spunem că și ceea ce nu se vede din sală, dar ceea ce este de asemenea important, deci cabinele artiștilor, arată foarte bine. Sunt renovate, sunt dotate, am fost așteptați așa cum trebuie, cu apă minerală, cu fructe, cu sărățele, cu una alta. Deci foarte elegant. Din toate punctele de vedere, foarte elegant. Trebuie să spunem că ideea organizatorilor de a muta acest eveniment cultural de la Universitatea Europeană Drăgan, unde s-au desfășurat primele ediții, nu toate, prima, mă amintesc că a fost tot la teatru, însă majoritatea dintre cele 7 ediții anterioare au avut loc la Universitatea Europeană Drăgan. Ei bine, nu era aceeași acustică, nu? Deci aici ați fost totuși puși în valoare și de un teatru care are o acustică mai bună și chiar îmbunătățită, aș întâlni să spun, după ultimele renovări. Eu am perceput-o întotdeauna ca și o acustică bună, nu am sesizat o schimbare sau am gândit prea puțin ca să-mi amintesc exact cum suna înainte, dar, într-adevăr, acustica este foarte bună, este o temperatură bună pe scenă, nu ne deranjează cu absolut nimic. Este o situație asemănătoare oricărui teatru de nivel foarte bun. Da. Un teatru de nivelul publicului. Pentru că publicul parcă întotdeauna a fost mai bun decât condițiile pe care le-a avut la Lugoj. Un public educat, un public bun și de teatru și de... un public cultural cu gusturi formate. Un public chiar rafinat, aș putea să spun. Și tocmai de aceea nu e drept ca publicul din Lugoj să nu aibă mai multe evenimente, nu? Acesta este și lucrul pentru care am început Lugoj Clasic. Știu absolut că sunt, nu vreau să minimalizez ceea ce se întâmplă în oraș. Nu, dar spun că pun și eu umărul în direcția aceasta pentru publicul educat, pentru tinerii muzicieni care învață și sunt extraordinar de bine pregătiți la Școala Generală de Muzică și care, din păcate, după ce termină, au prea puține activități muzicale și la care să participe activ sau pasiv. Da, și muzica de operă la nivelul ăsta, din păcate, a cam lipsit din Lugoj. Da, au venit tineri, au venit ansambluri instrumentale din țară, de peste hotare, dar cântăreți de operă de un astfel de nivel, cum au fost, de exemplu, acum la gală, și mai ales fiind toți împreună pe scenă, chiar au și cântat toți la un moment dat împreună, a fost un moment magnific de final, un final așa, foarte fortissimo. Brindisi la Traviata, sigur. Da. Da, rar. Asta este. Speram ca opera din Timișoara să fie mai prezentă. Sigur că da, și depinde cu ce. Deci nu doar cu spectacole de operetă ușoare pentru lugojeni, nu doar cu spectacole de operă cu distribuția a doua. Vineri seară la Lugoj au cântat cântăreți europeni pentru lugojeni. Da. Și de ce nu? Deci lugojenii au dreptul la așa ceva. Chiar dacă până acum să zicem că au mai fost spectacole nu neapărat de nivel european. O să vorbim tot ce puțin fac eu, și despre ei, pentru că vom prezenta și ceva imagini așa care vor acoperi un pic și dialogul, discursul nostru. Uite, cineva, te-am spus și înainte de emisiune, mi-a plăcut foarte mult, cineva a pus un titlu, aș zice, foarte reușit, un comentariu pe Facebook. Chiar îmi pare rău că nu l-am folosit eu ca titlu de ziar, era foarte, foarte inspirat.
Nu-mi place să iau ideile... Data viitoare, Nu-mi place să iau ideile altora și îmi place întotdeauna să menționez autorul cel care a postat asta prima dată. Doamna Monica Niga a scris așa pe Facebook, spune că Aura a umplut cu Aura ei sau a împrumutat ceva din Aura ei teatrului municipal din Lugoj. Și a fost un lucru foarte frumos pentru că ea remarca cumva așa în subsidiar faptul că ai împrumutat ceva din această energie pozitivă care te caracterizează. Întotdeauna ai avut această energie pozitivă, cum spuneam mai demult, entuziasmul ăsta. Și asta să știi că s-a simțit. Și ai împrumutat ceva și auditorului. Și apropo de auditoriu, Aura, trebuie să spunem că și părinții tăi, nu? Au fost, care sunt lugojeni, da? Știi, da, au fost acolo, au fost alături de tine, cum te-ai simțit? A adăugat un plus de emoție? Nu, emoție nu, bucurie că pot să cânt și pentru ei, că îi am, că încă îi am, da. Că sunt relativ sănătoși, că sunt relativ în putere, că pot să fie alături de mine, dar cred că tatăl meu a spus în stilul lui sincer tot. Nu știu dacă ai sesizat, am postat pe Facebook o discuție. Nu știu, n-am chiar tot. Cineva le întreba pe tatăl meu, domnule Coriolan, sunteți mândru de fiica dumneavoastră? Discuția avea loc la recepția de după decernarea titlului. Deci, domnule Coriolan, sunteți mândru de fiica dumneavoastră? Și tata a răspuns, în timp am fost... Acum am obișnuit. Deci, foarte. Nici ei nu cred că au emoții pentru mine sau ceva de genul ăsta, doar se bucură că participă la un eveniment artistic și că mă văd acolo. Da, evenimentul a fost, de ce? Eu am încercat să calibrez, ca să spun așa, emisiunea noastră pe Gala Premiilor Lugojene, deși cu Aura se poate discuta foarte, foarte mult și poate se va mai discuta și tot la noi la televiziune se va mai amplifica subiectul, va fi discutat și în alte emisiuni. Dar aș vrea să spun că m-am centrat pe Gala Premiilor Lugojene. De ce? A fost un eveniment unic. Din ce în ce mai puțin adevăratele valori sunt recunoscute. Din păcate trăim într-un context în România în care există foarte mulți oameni care nu au prea multe argumente cu care să-și probeze excelența, însă sunt foarte agresivi în spațiul public. Adevăratele valori sunt ignorate, marginalizate, uneori ironizate și asta nu este bine. Nu ne face bine la nivel de societate, nu ne face bine nici la nivel de comunitate lugojeană. Și m-am bucurat foarte mult că a existat această gala a premiilor, pentru că unii dintre noi chiar nici nu ne dăm seama ce oameni avem aici în Lugoj. La fiecare ediție a Galei Premiilor Lugojene și mai ales la aceasta din urmă, am auzit comentarii de genul, măi, dar nu știam, chiar așa de bună e fata aia, e campioană, europeană, este, nici n-am știut, așa, o fată modestă. Roxana Țif, de exemplu, luptătoarea care a avut un palmares excepțional anul ăsta. Avem noi un elev de la Bredicianu care nu numai că l-a luat întâi pe țara la matematică, gândiți-vă ce înseamnă asta, și matematică. Este o materie grea și nu prea iubită de elevi în general, dar a fost în lotul național al României și a luat și mențiune cu lotul național la Olimpiada din Rusia. Sunt niște lucruri extraordinare. Nu știam de multe ori și nu, cum să spun, sunt oameni care fac foarte, foarte mult, dar nu sunt văzuți pentru că există această hârmălaie teribilă și de aceea este bine că există gala premiilor lugojene. M-a bucurat fiecare premiu în parte, inclusiv, eu știu, cel acordat echipei de la cinematograful Bela Lugoși, care, vă spun sincer, stimați telespectatori, realizează o performanță extraordinară. Deci avem un procentaj de ocupare a sării cum nu au, cum cred că nici Timișoara nu are la ora actuală. Și sunt oameni care vin din împrejurim ca să vadă un film bun la Lugoși. Nimeni nu știa de oamenii ăștia și mă bucur că cineva și-a amintit de ei și au primit o diplomă. Eu știu că e o recunoștință minimă, dar asta este un lucru extraordinar. Ideea asta de a pune în valoare pe cei care chiar merită, care au ajuns la un anumit nivel prin dăruirea lor, prin talentul lor, prin înzestrarea lor, prin stăruința lor. Nu? Da, și o comunitate așa ca Lugojul, în care oamenii sunt foarte uniți,
Ne unesc astfel de evenimente. Vă unesc, sigur că da, și știe să aprecieze, această comunitate știe să aprecieze oamenii și mai mult știe să se bucure de rezultatul celui de lângă. Da, ceea ce bine, nu se întâmplă în comunitățile, da, în orașele mari, cum e Viena, de exemplu, eu locuiesc de 8 ani în același apartament, dar, sincer, nu cunosc nici un vecin. Nu ne întâlnim, ce să mai vă spun că nu discutăm. Nu avem când. Dar în Lugoj este extraordinar că fiecare face ceva, specialitatea lui, și o face foarte bine. Da? Tata a fost electrician și el avea grijă de casele, nu știu câtor străzi din jurul locuinței noastre. Elită înseamnă să fii și un tâmplar foarte bun. Bineînțeles, să fii foarte bun. Te califică? Absolut, absolut. Drept elită. Da. Este foarte frumos ce se întâmplă în Lugoj și am simțit și acum cu această gală ce unită este comunitatea. Cristi m-a sunat, Aura, vii la emisiune. Marius Gangan m-a sunat, Marius, vii la emisiune. Mircea Angel, Aura, îți pregătesc o listă cu întrebări pentru un interviu. Adriana Weimar a fost la datorie, a filmat, a înregistrat tot. A filmat absolut. Televiziunea noastră a fost acolo. Liviu de la primărie m-a ajutat cu nu știu ce informații. Ba mai mult, pornind de la domnul primar, care s-a implicat total și tot ce a stat în putere a făcut și a încercat să mă ajute ca proiectul să curgă. Prietena mea, Luminița, s-a dus la redeșteptare, a luat invitațiile și le-a împărțit. Prietena mea, Adriana, a venit de la Timișoara special. Cum să renunțe la un asemenea eveniment? Prietena mea, Ramona, și doamna Faur prezente și lista poate da, continua. Și, da, e adevărat. Și eu am rezistat asta, așa, o atmosferă de familie. De uniune, da. Da. Lugojul are această generoasă. Bine, acum, tu ești o generoasă și trebuie să spunem că toate n-au fost chiar așa de roz și de pavate, cu bune intenții. A mai fost și un episod cu Consiliul Local, pentru că Aura, după cum știți, nu a luat doar marele premiu al Galei Premiilor Lugojene 2017, ci și a fost onorată și cu titlul de cetățean de onoare al municipiului Lugoj. A fost acordat cu acest prilej de către primarul Francis Boldea. Au mai fost niște mici sincope, dar peste care Aura a trecut cu foarte mare eleganță, să știți. Trebuie să recunosc că am avut un mic șoc. Nu neapărat ca jurnalist, ca lucojan. Am avut un șoc pentru că nu credeam că ar putea exista niște obiecțiuni, chiar și de natură tehnică, să spun așa, în ceea ce privește acordarea acestui titlu. Subiectul l-am abordat eu, nu tu. Nu e nicio problemă, eu în general trec peste lucrurile rele, niciodată. Mi-au plăcut postările tale de pe Facebook. Mi-am îmbrățișat cu foarte multă serenitate, da. Sigur că da. Am văzut într-o emisiune aici în studio un consilier invitat care, nici nu vreau să-i spun numele, chiar știu și l-am reținut, pentru că i-am luat pe toți consilierii și eu i-am studiat. Pe domniile lor, eu i-am studiat să văd cu ce se ocupă, ce activitate au, ce carieră, și știu foarte multe lucruri despre fiecare dintre consilierii din Lugoj, da? Era minunat dacă făceau și dumnealor același lucru despre mine, dacă mă studiau, pentru că acel consilier care a fost în emisiune a declarat că îi pare rău, dar nu mă cunoaște, nu crede că sunt o persoană importantă. Da, acum asta este, da. Vă rog frumos să-mi urmați exemplu, domnilor consilieri, și este o pagină de Wikipedia în vreo 3, 4, 5 limbi, absolut, o grămadă de înregistrări pe YouTube și mai găsiți informații despre mine. Sau bănuiesc, da, domnilor consilieri, că ați fost la gală și că m-ați auzit. Domnii consilieri care au votat pe invers, nu? Or fi fost la gală. Sunt convinsă că ați fost la gală, domnilor consilieri, că doar e gala orașului, nu? Nu știu. Eu sunt convinsă. Și ar putea să studieze și ceea ce înseamnă opera de stat din Viena, care este o operă de top 3 mondial, nu? Ar trebui să spunem asta. Hai să spunem în primele 5, ca să fim foarte largi în aprecieri. Deci este o performanță. Bun, spuneam de acea echipă fenomenală pe care ai reușit să o aduci la Lugoj. Nu știu dacă se va mai repeta. Eu m-aș bucura să se repete. Greu de crezut că o asemenea configurație de stele mai poate fi reunită pe scenă, dar să sperăm că tot grație generozității tale vom mai avea parte de astfel de momente de foarte multe de desfătare muzicală.
Hai să vorbim puțin despre invitații pe care i-ai avut. Hai să vorbim și să începem și cu începutul. Dori? Să-mi spui, noi am scris și în presă, i-am amintit, aș vrea să-mi spui care a fost reacția lor când i-ai invitat. Mm-hmm. Ceva de culise, știi? Da. Puțină culoare. După incidentul din 31 august, colegii mei de la și din țară și din străinătate au aflat, cu toate că eu personal nu am făcut public, n-am făcut public pe pagina de Facebook incidentul, nu că ar fi fost în defavoarea mea, ci punea încă o pată nu foarte luminoasă, nu foarte frumoasă pe politica românească, corect? Pe administrația românească. Eu mi-am trăit în tăcere incidentul, n-a fost ușor, n-a fost plăcut, numele meu a fost... Da, pentru că venea de la Lugoj. Mă rog, da, și... Venea de la Lugoj. Așa mai departe. Dar am trecut cu demnitate peste. Totuși, colegii mei au fost lângă mine și în momentul în care s-a votat pozitiv, m-au felicitat, s-au bucurat și... A pornit o idee colectivă, Aura, haide să cântăm, hai să facem ceva în Lugojul ăla al tău. Vorbisem cu un coleg foarte bun și foarte drag de-al meu de la Opera din Viena, cel mai apropiat coleg de-al meu de acolo, basul Sorin Coliban, care din păcate nu a reușit să vină pentru că e ocupat. Cânta altceva în seara de 8 decembrie sau era cover sau nu mai țin minte exact ce s-a întâmplat, dar n-a putut să fie prezent nici în 8, nici în 9. Încercaserăm noi două date. Deci s-a născut ideea de a face un concert pentru Lugoj. Și încărcată cu răspunsul pozitiv și cu dorința unor colegi de a face acest concert, am venit în Lugoj la domnul Boldea, la domnul primar. Și am vrut să-i fac și o bucurie, pentru că și dumnealui a trecut prin acel eveniment, la fel ca și mine, nu foarte fericit, nu foarte încântat de ce s-a întâmplat. Și repet, m-am dus în primărie cu intenția de a-i aduce la cunoștință posibilitatea realizării unui recital și de a-i face o bucurie. Și dumnealui, la rândul dumnealui, a vrut să-mi facă o bucurie și mi-a spus că vrea să-mi acorde titlul nu în sala de consiliu, într-un cadru strâns, ci așa cum îi stă bine unei artiste, pe o scenă. Și scena pe care o avem noi este scena Teatrului Municipal și ideea dumnealui a fost să decernarea să aibă loc în cadrul galei premiilor lugojene. Și așa, dragă Cristi, în acea zi, în primăria din Lugoj, am pus împreună aceste două idei de a face decernarea în cadrul galei premiilor lugojene și de a veni pe lângă cu o gală de operă. Da, și trebuie să spunem, stimați spectatori, că m-aș bucura ca oameni ca mezzo-soprana Aura Avram Farovska să activeze de calitatea ei, să activeze și în domeniul politic, pentru că ea întotdeauna ceea ce a promis, a și făcut. Festivalul Lugoj Clasic, care cel puțin mie prima dată mi s-a părut o întreprindere absolut temerară, așa cum era programat pe parcursul mai multor săptămâni cu foarte multe evenimente, mă gândeam în sinea mea, măi, oare se va face, nu se va face? E, uite că s-a făcut și s-a făcut foarte, foarte bine. La fel, tot ceea ce a promis a făcut Aura și eu zic că a făcut foarte multe pentru oraș. Dar aș vrea să-mi spui cam care a fost reacția colegilor tăi atunci când i-ai provocat. Să vină la... N-a fost cineva, eu știu, Elisabeta Marin, da, un exemplu, sau... Nu fi zis, mă, Lugoj, ce-i cu Lugoj? Unde-i Lugojul? De ce? Nu, din contră, a fost... Elisabeta Marin, să știi că noi o numim Sisi. Pentru că în Austria numele Elisabeth se asociază cu regina, nu? Da, cu soția lui Franz Josef, care a rămas care în istorie cunoscută... sub colonada de la Buziaș. Sigur, da? Sigur că da, care a rămas cunoscută în istorie sub numele Sisi. Da. Și de aceea și cea noi... mai iubită. Da, și de aceea și noi îi spunem Sisi Elisabetei Marin, da? Deci așa. Pentru dumneavoastră, dragi lugojeni, ea va rămâne Sisi. Și cum a spus? A fost încântată, da, sigur că da, cu bucurie. La modul general, dragii mei, să știți că nu,
n-au artiștii nicio reținere față de România, nu au artiștii nicio reținere față de Timișoara, față de București, față de Lugoj. Ei își doresc să cânte. Artiștii români din străinătate, artiștii români din țară și artiștii străini. La fel ca și cei români, și ei doresc și sunt deschiși să cânte publicului românesc. Fac o mică paranteză. Astăvară, în iunie, am participat la organizarea zilelor Syncretic Bastion 2021, da? Și eu m-am ocupat de invitații de operă. Au fost vreo între 5 și 10, nu mai știu acum cât soliști ne-am strâns. În orice caz, să știți că foarte mulți soliști internaționali am sunat, vreo 30, să zicem, de la Metropolitan, de la Viena, de la Covent Garden, de la toate teatrele din lume, și vreo 5-10 au acceptat invitația, dar ceilalți n-au acceptat-o pentru că n-au fost liberi. Vreau să vă dau cuvântul meu de onoare, că nici unul dintre ei nu mi-a spus, nu, Aura, mulțumesc, nu pot, sunt ocupat, sau nu mi-a răspuns sec. Uh-huh. Fiecare dintre acești artiști, cei care au refuzat de data aceea invitația, mi-au spus că regretă, că nu pot să accepte de data aceasta, dar că dacă evenimentul se va relua anul viitor, sunt încântat să vină, să-i anunț din timp, să încerce să-și facă liber. Și în plus, au venit cu alte proiecte. Da, Aura, îmi pare rău, nu pot să vin de data aceasta, dar mi-ar plăcea să cânt Rigoletto, mi-aș dori să cânt nu știu ce. Credeți-mă, dragii mei români, dragii mei lugojeni, de data aceasta, orice cântăreț își dorește să cânte pentru dumneavoastră. Orice apariție pe scena din Lugoj va fi onorantă pentru ei. Depinde doar de noi să avem curajul să invităm și să le oferim un minim. Bineînțeles că nu este vorba de onorariile lor europene, de onorariile lor internaționale. Nu. Ce s-a întâmplat la Lugoj? S-a realizat cu bani extrem de puțini, cu bani strictul necesar, dar noi românii, promotorii culturali, să zicem, trebuie să știm că suntem o piață nouă pentru cântăreții europeni, iar ei sunt încântați să intre și pe această piață. Deci trebuie să avem curaj să-i abordăm și încredere că dumneavoastră, cei care îi veți asculta, îi veți aplauda cum merită. Și poate o să-i vedem pe unii dintre ei la edițiile viitoare Lugoj Classic. Da, bineînțeles, să știți că Lugoj Classic... Pentru că oferă, e o deschidere, faptul că festivalul nu e legat de o zi sau de o oră sau de o... Deci îți dă o plajă de, eu știu, de vreo 2 săptămâni, cam așa au fost până acum, nu? Și mai poți să mai... Dacă nu poți atunci, poți să fii, dar tot cam pe acolo. Da, da, da. Mie mi se pare fenomenal, mă scuze, Aura, sunt puțin nepoliticat. Mi s-a părut fenomenal un lucru, că ai reușit să găsești o fereastră în care să vină la Lugoj atâtea nume mari care sunt și foarte ocupate, pentru că ele sunt nume mari, tu ai reunit pe scenă, dar toți oamenii ăștia au program. Sigur. Toți oamenii ăștia au un program, nu așa, un program făcut la virgulă. Și de data și tu asta ai reușit să găsești acel gap, acel interval în care tot să se adună și de data aici. Aceasta, ca și la Syncretic Bastion 2021, am sunat mai mulți cântăreți. Da. Eu am luat legătura cu mai mulți. Eu am scris articolul în ziar despre cei care, pe care i-ai invitat, să știi. Acum, la gara sau la Syncretic? Nu, la Syncretic. A, da? Scris, da, cum îmi pare rău, n-am găsit articolul, dar scris, o să... Da. Nu, o în ediția tipărită, n-a apărut okay. Pe net. Da, da. Și de data aceasta am căutat, am luat legătura cu mai mulți cântăreți. Unii n-au putut să vină, da. V-am spus de la început, chiar cel mai apropiat mie, Sorin Coliban, de data aceasta nu a reușit. Dar tot am strâns 6-7 cântăreți și am mai intervenit ceva. A intervenit moartea regelui Mihai. Da. Și zile de doliu, nu zile de doliu, astea vor fi săptămâna viitoare, dar la București, în 8 decembrie, s-au desfășurat în 3 locuri diferite, 3 regvieme. Da. Spectacole dedicate comemorative. Da, 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 da. Da. Special pentru rege, da? Veronica Anușca, o soprană extraordinară de la Opera Națională din București, a venit miercuri în Lugoj, a ajuns miercuri seară și joi dimineața m-a sunat și mi-a spus că, din păcate, trebuie să se întoarcă în București
pentru că va cânta în aceeași dată, 8 decembrie, la sala radio Requiemul German de Brahms, în memoria regelui Mihai. Da, iată, stimați spectatori, niște elemente interesante din culise, pentru că și ăștia sunt... Și altă soprană, iată. Altă soprană pe care am avut-o în gală, doamna Sorina Munteanu, în urmă cu vreo 2 săptămâni m-a anunțat că nu va mai participa la gala noastră, deoarece va participa la București, în marea gală a operelor naționale, care se desfășura în cadrul Operei Naționale București. Dar, din același motiv, moartea regelui, s-a amânat gala București, operelor naționale pentru 28 decembrie. E, așa, Sorina s-a întors în Timiș, da, și a participat alături de noi în gala lugojană. Da, interesant, într-adevăr, am pierdut-o pe Anușca, am câștigat-o, exact, pe Sorina. Doamna Sorina, da. Oricum, un lucru pe care iarăși l-am remarcat, pentru că, așa cum spuneam, emisiunea o dedică acestei gale, este faptul că lugojenii au mai putut să vadă ceva. Produse ale școlii lugojene de canto. Au fost prezente, bineînțeles, Aura Avram Tvarovska, marele premiu, Drăgan, din acest an, 2017, dar alături de Aura a fost Diana Chirilă, a fost Liviu Indricău. Diana Chirilă, solistă în principal a Operei Naționale Române din Timișoara, de asemenea Liviu Indricău, solist al Operei Naționale din București. Avem așadar produse ale școlii lugojene de canto. Mai sunt și alții pe care probabil că i-ați admirat la edițiile Lugoj Clasic, Monica Sirbic sau alții. Iată că noi arătăm altceva. Nu numai că suntem gazde bune și că avem un public rafinat, dar avem produse ale școlii lugojene de canto care se afirmă în străinătate și care, până la urmă, nu, continuă tradiția marelui tenor Traian Grozăvescu. El își are faima lui în istorie, dar asta o să o spun eu, nu o să o spună invitata mea. Doamna Aura Tvarovska are mult mai multe concerte decât a avut Grozăvescu în epoca sa. Desigur, Grozăvescu a trăit într-un anumit context istoric la sfârșitul anilor 20, a avut și destinul pe care l-a avut, dar iată că Lugojul reușește să se mențină la acest nivel și să se dea în continuare produse ale școlii de canto. Îmi amintesc că ai și mulțumit celor care te-au pregătit, s-a amintit numele regretatului muzicolog, profesor Remus Tașcău, printre altele. Da, eu îi amintesc întotdeauna pentru că nu pot altfel și dacă îmi dai voie, o fac și acum. Chiar te rog. Am început pianul în Lugoj la 7 ani cu doamna Elisabeta Tot. Am început în aceeași perioadă studiul teoriei muzicii cu maestrul Remus Tașcău și mai târziu sub bagheta dumnealui am participat ca și soprană în corul Ion Vidu. Canto clasic am studiat cu doamna Rodica Rădulescu la Școala Populară de Arte, iar mandolină și orchestră cu domnul Gheorghe Rădulescu. Așa cum am făcut în gală, o fac și acum, o pomenesc pe celebra mea verișoară soprana Mirela Zafiri, pentru că în copilăria noastră am făcut muzică împreună, zusammen muzizieren, zic nemții, așa de mult îmi place, adică am muzicit împreună, frumos, de mici, foarte, frumos, foarte frumoasă expresie, o ador, frumos, și nu există frumos o traducere corectă în limba română, dar am făcut muzică de mici, noi nu știam altă distracție, nu știu dacă vă puteți imagina că pentru noi toate chefurile erau, nici nu se numeau chefuri atunci, cred, nu? Noi nu spuneam chefuri în copilărie, nu? Noi ne întâlneam cu instrumentele după noi, mă rog, eu nu căram piano, dar violoniștii, Mirela cânta la chitară, de exemplu, când aveam pian, eram și eu cu pian, cântam la pian, bineînțeles, dar
Da, noi am făcut muzică întotdeauna, n-am știut altă joacă. Noi ne jucam cântând pe multe voci, pe patru voci, mergeam la colindat de sărbători, mergeam la orele de canto, la orele de pian, la audiții. Ah, numai muzică, muzică, muzică. Da, se pare că Lugojul are această aură pozitivă. Eu întotdeauna spun asta. Cred că orașul ăsta are o energie pozitivă la care rezonăm, sau știu, cei care sunt mai sensibili rezonează. Poate că este o idee așa de-a mea, dar nu cred că un oraș de mărimea Lugojului ar fi putut să dea atâtea stele ale operei, ale culturii în general, fără să fie avut o astfel de energie pozitivă. În această notă pozitivă facem o mică pauză, stimați telespectatori, încheiem prima parte a emisiunii noastre, după care vom reveni cu alte lucruri interesante după pauză.